Weekendul trecut a avut loc mult așteptatul spectacol aeronautic pe aerodromul Drobeta, organizat de către Aeroclubul Drobeta în parteneriat cu Aeroclubul României, statul major al forțelor aeriene, cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, dar și al primăriei Drobeta Turnu Severin. Evenimentul a fost un succes răsunător, atrăgând un public numeros de toate vârstele. Piloți experimentați ai Aeroclubului României au impresionat spectatorii cu lansări spectaculoase cu parașuta și acrobații aeriene uluitoare, demonstrându-și maestria și pasiunea pentru zbor. Statul major al forțelor aeriene a contribuit la un spectacol cu mai multe aeronave de luptă, inclusiv elicoptere Puma și un avion militar Shoim, care au survolat aerodromul încântând privirile publicului. Evenimentul a ajuns la cea de 17-a ediție a fost apreciat de toți cei prezenți. Printre participanți s-au numărat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu și membrii ai Consiliului Județean, care au fost martorii unui spectacol aerian de neuitat. Organizatorii, sub coordonarea lui Andre Molnar, au reușit să creeze un eveniment de excepție, plin de emoție și adrenalină, consolidând tradiția acestor spectacole la aerodromul Drobeta.